Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la prognoza meteo. Vremea va fi în general închisă, iar izolat, îndeosebi în cursul zilei, va ploua slab. Vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 13 grade, iar cele minime între 7 și 9 grade. Local se vor semnala condiții de ceață. Pentru municipiul Zalău, Administrația Națională de Meteorologie a prognozat azi o zi mai mult înnorată, dar plăcută din punct de vedere termic, unde maxima a ajuns în jurul valorii de 15 grade, iar la noapte minima se va opri în jurul valorii de 8 grade. Mâine, meteorologii anunță vreme cu temperaturi ceva mai ridicate în toate cele patru orașe ale județului Sălaj. În Șumleul Silvaniei, temperatura maximă va ajunge la 15 grade în miezul zilei, iar noaptea minima va scădea la 7 grade. Temperaturi asemănătoare vom avea și în municipiul Zalău, unde, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maximele vor atinge 15 grade în miezul zilei, iar minima va cobori la 7 grade. La fel va fi și în Jibou și Cehul Silvaniei, unde maximele vor atinge 15 grade ziua, iar noaptea temperaturile minime vor scădea la 7 grade. Vremea se menține frumoasă în județul Sălaj și în zilele care urmează. Astfel, miercuri va fi o zi însorită, când temperatura maximă va atinge 15 grade în timpul zilei, iar noaptea minimă va scădea la 7 grade. Vremea se menține pe aceeași linie și în cursul zilei de joi, astfel că maxima va ajunge la 16 grade, iar noaptea minimă va coborî la 4 grade. În cursul zilei de vineri, temperaturile vor scădea ușor, astfel că maxima se va situa în jurul valorii de 14 grade, iar noaptea temperatura minimă va atinge 3 grade. Sunt Anca Olăhuț și vă aștept și la următorul buletin informativ cu noi informații despre vreme. Mai multe detalii legate de prognoza meteo puteți găsi și pe site-ul nostru www.salajanul.ro. La revedere!